Eu, nici, eu eram la Rapid, le-am promis rapidiștilor că n-am să plec în viața mea de la Rapid. Dar m-au trimis în armată. Da. Am făcut o lună jumate instrucție de m-a luat Dumnezeu și după o lună jumate erau președinți în perioada aia care nu aveau mari personalități să poată facă ceva. Și am ajuns la ministrul de Navlache, care era ministrul nostru al transportului. Și am stat și ministrul, trebuie să mă duc să fac armată. Ce fac? Eu sunt singurul fotbalist care am vrut să fac armată. Maestre, te duci să faci armată. Doar și ministrul, păi jucăm peste o săptămână, hai să joci cupa și după aia treci la armată. Pe când am auzit că așa mi-a spus ministrul, am zis, domnule, mă duc la armată. Mă duc la armată, o lună jumătate am făcut armată, am jucat cupa, în sfârșit am câștigat-o. Și m-am dus la armată. Când m-am văzut acolo îmbrăcat în fiecare zi, la 7, la 3, la 5, scularea plecat, am zis, bune, stai puțin, când au venit ei așa, domnule, vii la noi. Și ai armata să joci la stea? Da, m-am ferit de Giulești 5 ani de zile. Serios? Nu m-am dus pe Podul Grand cu mașina. A fost tragedie mare. Da. Da, v-au reproșat oamenii? Oamenii toți mi-au spus că de ce am plecat. Dar băieți mei, n-am avut nicio treabă. Ne Ilie, care era vicepreședinte, au semnat, ălaltul Capră iar a semnat. M-a aruncat-o pe mine. Ce să fac eu dacă trebuie să merg la Steaua? Da. Nu m-am dus cu mare plăcere la Steaua, dar m-am dus. Era echipa care era de viitor. Da. M-am dus, am jucat un an de zile, n-am jucat nici rău, nici bine. Și la un moment dat i-am spus ministrul Ion Gheorghe, care el m-a dus la Steaua, am stat și ministrul, da, ce voi să plec înapoi la Rapică? Eu nu pot să joc la Steaua, era Tătaru, Ștefănescu, tot, Ioan Florică Voine, Iordănescu. Dom'le, nu prea îmi place. Și zice, ministru, du-te la Rapid, vorbește cu antrenorul, cu Macri, dacă te ia, îți dau drumul. M-am dus la Neatache și am zis, Neatache, vreau să vin înapoi. I-a zis, băi, fraiere, am doi mai buni ca tine. Cum vrei mai buni ca tine? Pe Râșniț și pe Petcu. Bine, vrei, Neatache, m-am sculat și am plecat. Și de atunci, când am început să joc în contra Rapidului... Și din ambiție. Da, am arătat la Neatache cine e bun. Și a rămas cu ai lui, cu... Da. Să traducem pentru timpurile moderne. Maradona, dacă ar fi plecat în vara asta, nu la PSG, ci la Real Madrid, asta a fost mutarea în acei ani, sau o mutare care s-a făcut, Figo, de la Barcelona la Real Madrid. Da, exact. Figo, mare fotbalist. Bun, revenind la Ioniță 2, te întrebam, legat de detaliul ăsta, a refuzat să completeze albumul În dreptul stelei. Da, rămâne. E o condiție, ți-am spus, sinceritatea și pasiunea nu pot lipsi de la un jucător de valoare. Vedem aici cu câtă pasiune vorbește Nealiță despre ce s-a întâmplat și acum, că sunt 50 de ani aproape de atunci, da? Pasiunea trebuie să existe. Dacă vrei, chiar și această, eu știu, manifestare ostilă față de un adversar tradițional al tău. Că înainte să fii fotbalist, ești iubitor de fotbal. Nu? Așa am început toți. Când ne plăcea fotbalul pe stradă, pe uliță. Da. Și după aia ne-am apucat sau nu ne-am apucat de fotbal. Cine s-a apucat? Eu am fost cel mai bun în clasa 8-a de... Da, poate însemna ceva asta, pasiunea asta lui, conștientizarea faptului că a pierdut timpul, da? E un roman celebru al lui Proust, În căutarea timpului pierdut. E cel mai greu pariu al fiecăruia dintre noi. Toți știm acum, la o vârstă, că atunci, dacă am fi jucat altceva, am fi mutat în viața noastră, ar fi fost altfel. Nu toți însă avem șansa să... Noi nu mai avem după o vârstă. El are, e tânăr. El poate să facă, să tragă de el și să... Nu e singurul caz. Au mai fost fotbaliști care și-au revenit. E adevărat. Eu sper să... Sunt Mărtean, cel mai bun exemplu. Sunt Mărtean, sigur că da. Cea mai bună perioadă a carierei a fost la final. Așa e, da, finalul. Iar apropo că nu vreau să închei, am sus de antrenor, vreau să mai spun... Te rog. Tot vorbim de Rapid, să nu uităm de Miță Iosif. Corect, da. Și să nu uităm de Gyusi Balint.